Mulțumesc pentru invitație. O să încep prin a răspunde la ultima întrebare și anume, da, considerăm că în continuare motivele care au stat la baza deciziei noastre sunt valabile. În același timp, acestea, ca să repet unele dintre lucruri pe care le-a spus Eric mai devreme, au legătură cu posibilitatea de a vedea prin votul investitorilor o evaluare cât mai aproape de realitate a companiei noastre, chiar dacă și bursa oscilează, evident, în general te aștept să vezi o evaluare fair. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru noi un motiv important a fost posibilitatea de a folosi ca metodă de compensare, de recompensare a managementului companiei prin acțiuni listate. Totodată, un alt factor pe care l-am luat în considerare a fost o vizibilitate crescută la nivel internațional, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, ne-am început deja să avem activități în ce în ce mai importante în afara României și ne dorim să continuăm acest lucru. Însă, evident, România nu are foarte multe companii care să activeze în afară și vizibilitatea lor este deseori redusă. Iar listarea la bursă dă un plus de credibilitate, dă un plus de vizibilitate și, evident, oferă partenerilor noștri de business sau potențialilor parteneri încrederea că suntem cine spunem că suntem și că avem capacitatea financiară și experiența și adâncimea experienței pentru a oferi servicii de calitate.